Universitatea de Științe Agricole din Timișoara organizează vineri 24 mai de la ora 10 în cadrul Târgului Agralim, cel mai mare din vestul țării, o expoziție în care vor fi prezentate mașini și utilaje agricole, tractoare, remorci, semințe și material săditor, dar și echipamente pentru irigații. Pe lângă acestea vor fi și animale domestice, produse ecologice, produse tradiționale și mici meșteșugari. De asemenea, vor fi organizate expoziții de tot felul, concursuri de echitație și dresaj canin, demonstrații cu utilaje agricole, workshop-uri și multe surprize. Programul de vizitare este între orele 10 și 19, iar intrarea este liberă.